Bună, eu sunt Bianca și astăzi am revenit la un nou vlog. Astăzi o să facem ce se află în geanta mea. Bun, deci să începem. Ok, deci asta este. Ok, stai să vă arăt mai departe. Ok, după cum vedeți, după cum v-ați dat seama, are două compartimente, dar n-are două compartimente. Sau aici, în lateral, nu. Aici este de formă și astea două sunt împreună, adică au spații libere. Adică e aceeași, numai că am mai făcut încă o dată aici. Ok, avem primul lucru apa. Servețele umede. Ok, așa. Servețele uscate. Și da, antibacterian, să nu spuneți că nu știu ce, da. Și da, de aici vine penarul, cărțile, mai am. Ok, acesta este un penar de rezervă, adică îmi pun aici foarte cu lipiciul, ascuțitoarea, pentru că nu mă încape niciodată penar. Acesta este mai mare, am mai multe. Radiera, ascuțitoare iarăși. Și încerc un alt penar, am radiere. Și îmi place așa de mult, l-am luat pentru că este foarte pufos și este așa de drăguț. Are inimioare pe el. Și este foarte drăguț. Și acesta este cu țăluha. Ok, am aici, să-mi pun asta în loc. Ok, trebuie să-mi pun și stiloul pentru că azi l-am uitat acasă. Am foarte multe pixuri și creioane care eu ce n-am, adică am aici niște highlightere. Aici așa. Care eu ce am la școală, într-o cutie. Am foarte multe carioci. Am o cutie, naia, adică care se închide. Foarte multe. Ok. Și de aici am foarte multe cărți. Da. Cărți. Așa. Colegerea de la matematică. Caietul de română. Manualul de română. Ok. Caietul de română. Am unul de teme și unul de clasă. Unul de engleză. Opa. Era să cadă. Caietul de engleză. Ok, și manualul de educație civică. Era să zic educație fizică. Și auxiliarul pentru limba română. Și caietul pentru educație civică. Și haideți să vă arăt acum cum arată, după cum v-am spus. Așa. Uitați, are aici. Și aici. Adică uitați, are. Uitați, vedeți? Are aici înăuntru și aici, adică are doar un singur compartiment. Și mai o mai pus încă un nas așa, în firmoar. Vedeți? Este același compartiment. Numai că o pus două așa. Și aici mai are încă două buzunare singucuțe. Așa. Și încă un buzunărel aici micuț, în spate. Cred că vedeți, da? S-a văzut puțin. Numai că acesta din spate este mai, puțin mai mare. Și are și formor. Și da.
Așa arată. Au. Da. Și este foarte încăpător. Este drăguț. Este din piele, adică. Și cam atât a fost cu videoclipul de astăzi. Dacă v-a plăcut, să dați un like și să vă abonați la canalul meu. Pa!